Îl invit acum pe colegul nostru Octavian Bădescu, economist și antreprenor cu experiență în sectorul serviciilor, coordonator al Comisiei de Economie Antreprenoriat din cadrul partidului nostru, să vă expună măsurile programului pe partea de economie, în special taxare. Mulțumesc! Mulțumesc, Ramona, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să mă aflu astăzi aici. Este prima acțiune la care particip împreună cu Partidul AUR într-o organizație din Moldova și emoția și bucurie e cu atât mai mare cu cât soția mea e tot din Moldova, deci copiii mei deja sunt pe jumătate moldoveni. Urmărind filmul, îmi pare rău să încep cu o veste proastă. În 3 decenii, Bacău a căzut 10 locuri în clasament, de la locul 5 pe locul 15. Acolo au dus guvernările PSD, PNL, Frontul Salvării Naționale până la urmă, care s-a despărțit în PSD și în PNL. Actualmente probabil că e Coaliția pentru Sărăcirea Românilor. Din păcate, nici România nu stă foarte bine în clasamentele pe rezultate. Există un ecart semnificativ între resursele naturale ale țării. Suntem probabil a doua țară ca bogăție în Europa. Suntem pe primele 10, 20, 30 de locuri ale lumii în privința diverselor resurse naturale, teren arabil, calitatea sa, pe cap de locuitor, luați-o cum vreți, în orice caz suntem în primii 10, 20, 30, însă în clasamentele pe rezultate, România se află în funcție de indicatori pe locul 40, 50, 60, 70. Deci, este un ecart semnificativ, în mod normal nu ar trebui să existe acest lucru, românii nu sunt mai puțin dotați decât cetățenii altor țări, iar România este mai bogată, implicit, în clasamentele pe rezultate, ar fi trebuit să stăm mai bine. Deci nu doar Bacău are nevoie de o profundă rearhitecturare și reconstrucție, ci și întreaga Românie. Atât în plan monetar, cât și fiscal și organizatoric. Vestea bună este că în programul de guvernare, în proiectul de program de guvernare al AUR, dincolo de formă, de nuanțe, de anumite aspecte pe care, fără îndoială, fiind un proiect, dumneavoastră le veți putea îmbunătăți, toată lumea are această ocazie, însă sunt statuate niște principii de fond de care România are neapărată nevoie. În primul rând se afirmă inechivoc prioritatea intereselor României în raport cu interesele altor state sau organizații asocieri de state, dacă vreți. Trebuie să prioritizăm interesele României și interesele românilor, spre deosebire de ceea ce s-a făcut până acum. Trebuie să dezvoltăm relațiile și cu alte țări, cu precădere cu cele în care există români, iar în plan fiscal, una din priorități este, de fapt prioritatea absolută, este creșterea veniturilor nete ale românilor. Creșterea veniturilor se poate face prin mai multe forme. Una este creșterea salariului minim, alta este scăderea taxării. În privința scăderii taxării, merită să amintesc aici faptul că AUR chiar are depus actualmente la Parlament un proiect de lege prin care se propune scăderea taxării muncii cu 50%, finanțabilă prin impozitarea cifrei de afaceri a celor mai mari companii din România. Deci există la acest moment deja o propunere avansată, nu e doar, o promisiune. Este foarte important să deplasăm, dacă doriți, fiscalitatea în România de la taxarea muncii, de la taxarea utilității oamenilor către taxarea consumurilor de resurse naturale, dacă vreți, către impozitarea pe cifra de afaceri. Și un prim pas se propune în acest proiect de program de guvernare în privința implementării
impozitării cu 2% a cifrei de afaceri a companiilor mici și medii, probabil că este un prim pas. Structural este principial corect. Noi trebuie să impozităm consumul de resurse, nu eficiența. Pe lângă acest lucru principial corect, se și simplifică sistemul. Vă dați seama că e mult mai ușor, nu mai stai să mai calculezi unde-i profitul, se ascunde profitul și așa mai departe. Deci se simplifică foarte mult și activitatea statului din punctul acesta de vedere. O altă chestiune importantă de menționat este prioritizarea maximizării valorii resurselor naturale ale României. Ca să vă dau așa doar un exemplu, produsul intern brut al Germaniei pe metru pătrat este de 10 euro. Al României este de 1 euro. Ca să vă dați seama de ecart, da? Produsul intern brut raportat la suprafața teritoriului. Păi este Germania de 10 ori mai bogată în resurse naturale? Deci noi nu ne maximizăm valoarea teritoriului. Nu impozităm acest consum de resurse naturale și aici mă refer în principal la redevențe. Veniturile din redevențe ale României sunt sub 1 miliard de euro, dacă nu mă înșel chiar sub jumătate de miliard. Mai puțin de 1% din veniturile din cheltuielile bugetare sunt finanțate din redevențe, deci din consumul de resursă naturală. Regenerabilă sau neregenerabilă? Păi se poate așa ceva? Adică este extrem de puțin. Deci politicienii noștri, de fapt, vând resursele ieftin, pe scurt. Ori acest lucru se cere neapărat a fi schimbat. Ei compensează această vânzare ieftină a resurselor cu impozitarea muncii, impozitarea oamenilor. O altă chestiune importantă, sigur că veți regăsi detalii în proiect, nu o să-l citesc acum, nici nu este suficient timp, necesitatea pensiilor bazate pe contributivitate. Cu toții știm ce se discută acum legat de pensiile speciale, fără îndoială că e o nedreptate. E o mare nedreptate ceea ce se întâmplă. Cam 5% din bugetul de pensii nu e pe bază de contributivitate. Dar o altă mare nedreptate pe care aș vrea să o menționez aici este faptul că românii beneficiază mult mai puțin decât contribuie la întregul sistem de pensii. Și asta e o chestiune la care va trebui să ne gândim în viitor. Deci când compari ce s-a contribuit cu ce se primește după stagiul de muncă, veți vedea că e un ecart și aici va trebui umblat, nu numai la pensiile speciale. O altă chestiune importantă, valorificarea principalelor avantaje competitive ale României și aici ne referim la agricultură și la turism. Noi aici stăm foarte bine. Sunt vreo 10 milioane, dacă nu mă înșel, de hectare teren arabil. Calitatea sa este foarte bună. Agricultura are un mare potențial, ca și turismul, cu precădere cer rural. Iar în acest program de guvernare se punctează acest lucru și se statuează ca o prioritate. Un alt lucru, o altă sursă de finanțare, dacă vreți, pentru că se vorbea mai devreme dacă există bani sau nu există bani. Necesitatea reorganizării administrativ-teritoriale. AUR este în pole position, dacă vreți, sau în cea mai bună poziție posibilă ca să poată realiza acest lucru. Pentru că nu este... Structurile sale nu sunt înțesate de oamenii politici. Da? Deci cel mai ușor pentru a reorganiza statul, pentru a-l face mai suplu, pentru a reveni sau pentru a veni la sistemul cu 300 de parlamentari, pentru a diminua numărul de ministere, numărul de secretari de stat, numărul de unități administrativ-teritoriale, desigur că un partid care nu are atâția oameni în toate structurile are prima șansă și poate chiar singura în a putea realiza acest lucru. O altă chestiune pe care e foarte important de atins și pe care nu o discută nimeni, chestiunea monetară, care este atinsă tangențial în program, dar e un început.
Vedeți și dumneavoastră că se duce o luptă pentru eliminarea cash-ului. Eliminarea cash-ului și chiar și trecerea la euro. Deci, eliminarea posibilității de a avea o monedă națională sau eliminarea posibilității de a dispune de proprietatea ta, pentru că ce e banul? Banul e resursă economisită. În momentul în care tu nu mai dispui de ea și devii prizonier al sistemului bancar, păi așa ceva nu are nicio legătură cu minimele norme de libertate. Deci, numerarul trebuie păstrat, puterea de cumpărare a monedei trebuie păstrată și asta e unul din elementele esențiale ale independenței unei comunități. Moneda. Eu mă voi opri aici, pentru că timpul este scurt. Vă invit să parcurgeți proiectul de program, să veniți cu propuneri de îmbunătățire și sunt convins că în 2024 avem toate șansele să câștigăm, fiind ultima noastră șansă de revenire economică. Mulțumesc!